Criza muncitorilor calificați și prețul materialelor de construcție ne scumpesc locuințele. În marile orașe, apartamentele se vând la prețuri exorbitante, chiar dacă românii nu se mai înghesuie să cumpere la fel ca în alți ani. Pe o astfel de piață, specialiștii ne recomandă să ne facem propriile calcule pentru a afla ce fel de locuință ne putem permite. 2020 a debutat cu prețuri record pe piața imobiliară. În marile orașe nu se mai vând locuințe spațioase în zonele bune la un preț mai mic de 1000 de euro pe metrul pătrat. Un fenomen valabil la nivelul întregii țări. În sudul capitalei, prețul de producție pe metrul pătrat variază între 500 și 600 de euro, urmând ca ulterior dezvoltatorul să vândă apartamentul la un preț mediu de 1000 de euro metrul pătrat. În nordul orașului situația este alta, costul de producție ajunge la 800 de euro, iar la vânzare locuința poate ajunge chiar și la 2200 de euro metrul pătrat. Cât despre locuințele vechi, e loc de negociere până la 20, chiar 25%, spun brokerii, care ne avertizează că nu toate ofertele sunt corecte. Am proprietăți în portofoliu care sunt de vândut de peste 6 luni de zile sau nu vor să renunțe la preț. Prețul pe metru pătrat e mare în comparație cu dezvoltările noi. Altfel spus, un cuplu care câștigă 6.000 de lei lunar, adică două salarii medii, nu ar trebui să-și cumpere o locuință mai scumpă de 60.000 de euro.